70. Oare? 972. 972 de concurenți. 972 odată. Și totuși eu nu știu că e un om. Om Cescu. E om Cescu. Da, e Ion Om Cescu. Da. 973 la masă. Câtea jocuri de cuvinte se pot face cu numele tău în cărere. Și totuși, Om Cescu, ăsta e un om, zice-i. Om Cescu. Dom'le. Da. Știi că a fost astăzi un concurent, George? Un concurent astăzi se numea Un Cescu. Să vă zic o poveste. Un Cescu. Un Cescu a făcut cu Om Cescu. Cel puțin un concurent de astăzi va merge la spital cu brațul, dar el nu mă crede încă. O să vedem peste vreo două ore. Am auzit aici de la masă o plăritură. Băi, băieți, nu intrați de două ori. Fiori, așa, dar sperăm să fie bine. Fără altcineva. Încă un concurent, vă rugăm. Yes. Un concurent tot fac cu telefonul mobil. Nu e momentul să vorbești la telefon. Sau ai un frate geamă. O știi pe Mia? O știi pe Mia, Mia? Pe Mia o știi? Nu știu. O știi pe Mia? O vrei pe Mia? Mulțumesc! O vrei pe Mia? Cum? Și am zis că vii printre ultimii, îl prind obosit pe brațul stâng. Ia uite! M-am mai gândit la o variantă, să știi. Ia uite câtă forță are omul. Pune tot corpul și... Ăla, e clar, lui Ion îi arde de antrenamente. Mihai, hai, trage-l. Gata. Ai greșit tu cu cotul și a câștigat Ion. Păi, hai. Poziția pierzătoare la cotul lui. Eu țin cu Mircea la faza asta. M-am gândit. Te pune. Te pune acum. Nu se poate așa ceva. Aplauze pentru Ion Oncescu! 970 de concurenți. Uitați ce face aici, uitați-vă și voi. Incredibil. Incredibil, ai lipsit la un moment mai dur așa. Mai dur, ce s-a întâmplat? L-a lăsat pe om să se apropie atât de perete, de burete și acolo la tine. Au, au, după 970. Ia! 971, nu? Și se apropie sfârșitul. Vine în cizme roz. Ce tare! Nu pot să cred așa ceva. N-am mai fost, nu? E excepțional. Crede-mă că nu uitam dacă mai era. Nu. Observam că am mai fost aici. N-ai fost. L-ai mai bătut pe eu, nu? E, cum? În particular. Atacul roz. Sute 77. Stai că le zic eu. Următorul concurent este invitat la masă.
179, numărul concurentului nostru. Avem atât de puțin până la 1000. Vai! Hai! Trage! Hai! Hai! Dă-i un șut pe sub masă, fă-i ceva! Trage tare! Mai duci! Ionu Cescu mai duce, bun! Da, da, inerția pentru 1000 de oameni se pare că ar fi undeva la 500, nu, Ionu? Pe acolo? Mai sus, 2000, ai putea să duci dublu zile de astăzi? Eu nu vreau să ne punem mintea cu Ion Oncescu, credeți-mă că mai devreme mi-a spus la modul cel mai serios că el ar vrea să facă un nou record mondial, să stea 24 de ore, până mâine la 12 aici. Cei de la MOL probabil că ar cădea de acord cu el, eu nu știu ce să zic. Eu aș vrea să ajung acasă să mănânc ceva. Îți urez mult succes, mult maftă. Eu sunt mai om, așa, nu știu. Robo, n-ai ajuns la jumate, nu? Robo Oncescu, Iron Oncescu. Nu degeaba i-au zis așa. Pe bune. Curaj, mai e un pic, până la 1000. Ia uite-l, ia uite-l, ăsta e. Ce-a făcut Dragoș? N-a ținut mâna. Aha, n-a ținut mâna pe mâneri. Ia taurul de coarne. Ce, Ioane, ți-a luat mâna de mâner? Hai, Ioane, hai, Ioane, haide! Wow! Hai, 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 hai! Asta e! Mai departe, mai departe! Ioane, ușor! Nouă sute optzeci și cinci! 970, țineți minte, Căciula deja celebră a perversului de pe Târgu Ocna. Asta a fost, gata, doar atât. Mai departe, 8-8. Bum. 86, nu? Nu se poate. 900, a fost perversul, da, 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 a fost. Cum să fie, cum să fie? 970 a fost perversul de pe Târgu Ocna. Măi, așa a zis, dar nu l-am văzut. A, nu l-am văzut, da. Și-a luat numai tricou cu Redis, atât. Te-am zis? Aia e surpriză pentru Oncescu, am înțeles. Fii atent că Oncescu nu știe de perversul, fii atent. Da, aia va fi surpriza gravă. Perversul pe neveu, arde. Da, da, da. Doamnelor, domnișoarelor și domnilor, perversul de pe Târgu Ocna se află la masă cu Oncescu. Ia-mă ușor, mâncați, așa zis. Deci, ia-mă ușor. Perversule! Hai, Ione! Hai, 0-3! 0-3!
Bun, bun, bun. Ia munci mâncate aici ca să-i mă las eu să nu rup vreo mână, să ceva. S-a scos. 900. 92. 992. 992. 993. Haide să numărăm cu toții. 993. Următorul concurent. 990. 990. 996. 997. A dat drumul la priză. Nu-i nimic. Și de aici putem număra așa. 3 sau 2. 3. 3. 2. 2. 998. Ieri, e? Doamnelor și domnilor, 999. 999. Oh, probleme cu priza. Deja vorbim de niște profesioniști. Se simte altă putere aici pusă în brațe. E vorba de un profesionist al Scartenbergului. Cum te numești? Leonard versus Oncescu. Concurentul cu 999 se pare că îi dă de furcă campionului nostru. Doamnelor și domnilor, concurentul cu numărul 999 este acum la masă. Urmează concurentul cu numărul 1000 într-un maraton de Scartenberg absolut senzațional. Cronometrul oficial pe care l-am acum în mână spune că au trecut 7 ore și 38 de minute de când a început această veritabilă nebunie. I-am avut aici pe Helmut Ducadam, moment extraordinar, pentru că vorbim aici despre brațele de aur ale României. Cel din 86 cu Helmut Ducadam și cel de astăzi al lui Ion Oncescu, care a ajuns la 1000 de adversari învinși. Acum urmează concurentul cu numărul 1000. A mai fost astăzi prezentă și Andra, campioana României la fitness. Au mai fost și băieții de la Pro FM. Un veritabil maraton cu foarte multe prezențe, oameni mai puternici, oameni mai puțin puternici, dar cert este că toți s-au strâns aici pentru a vedea această performanță de cartea recordurilor, pentru că ea este omologată în cartea recordurilor. Cei de la Guinness au fost aici și iată-ne, ajungi la momentul în care Ion Oncescu doboară cel de-al 1000-lea adversar din această zi, o performanță uluitoare. Și vreau să-l întreb pe Ion Oncescu întrebarea la care ne gândim cu toții. Ioane, mai duci 1000? Da, mai duc. Cred că mai duc 1000. Care e limita ta? Nu știu, n-am ajuns la jumate. Măcar la jumătate nu e? E cotul. Și uite mâna. E singurul lucru care te doare în momentele astea, cotul? Insuficient, mai duc. Nu știu cât, dar mai duc. Bun, vedem cât mai duce Ion Oncescu în continuare pe sport.ro, acolo unde noi rămânem în direct, și vedem unde se oprește înainte să mă omoare. Ne întoarcem în studio.